Cu ocazia Zilei Naționale a României a fost resfințită troița amplasată la intrarea în municipiul Călăraș. La eveniment au participat autoritățile locale alături de un sobor de preoți. Doamnelor și domnilor, cu ocazia Zilei Naționale, Consiliul Național Asociației Cultului Eroilor, domnul general, profesor universitar dr. Isarion Neagoie, în împuternicirea dânsului, voi conferi câteva distinții, diplome de excelență. Și voi începe cu domnul președinte, economist Iliuță Vasile. Felicitări și vă mulțumim la Capitala România, domnul primar Marius Dulce, apel pentru contribuirea și sprijinul asociației, domnul viceprimar Coman Liviu. A venit? Da, la Dumnezeu. Dumnezeu nostru, milostiv până mireasă, după cuncească, pe care primind-o jertfenii cu tot ce mai sfârșit de cerul, trimite nouă, Doamne, harul prea Sfântului Tău Duh, să ne rugăm. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, din vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne Dumnezeu slavei, Părintea Toțitorului, Dumnezeule Savautare, prin pomul vieții cea din mijlocul Raiului ai închipuit mai înainte crucea cea de viață, făcătoarea unia născutului Tău și în locul zbomului neascultării prin gustarea din șarpele cel atotviclean pe strămoșii noștri. Și cu ei pe tot neamul omenesc i-a izgonit din rai și la moarte i-a adus, ai dăruit nouă semnul crucii, purtătoare de viață, pe care iubitul tău, Fiul Olimpic, a murit și cu moartea pe moarte a omorât și toată puterea diavolului a sfărâmat și viață lumii a dăruit, iar bisericii sale, armă nebiruită, sfințire și acoperământare și credințe întărite și izbăvire de toate cursurile diavolești și nădejde tare de mântuire și neîntruntată spre câștigarea vieții. Pentru aceea noi robii tăi, în dar, mergindu-ne de multă mila ta, mulțumitor fiind cinste și mulțumire și smerită închinăciune, aducem slave tale și cu milință ne rugăm să cauți cu milostivire spre acest semn al crucii pe care, drept credincioșii tăi rog, din osârdie și din credința cea tare și din dragostea cea către tine, au ridicat-o. Aduți aminte, Doamne Dumnezeul nostru, și de frații noștri și de toți cei care ne urăsc și ne iubesc pe noi. Că sfânghești totdeauna, acum și pururea și în veci. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Miluință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Într-o fericită adormire veșnică odihnă fă, Doamne, sufletelor adormiților robilor Tăi pomeniți și le fă lor, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Dumnezeu să-i ierte. Cu toate că această pandemie a încercat sau încearcă să ne depărteze unii de ceilalți, nu a reușit acest lucru astăzi la Călăraș de 1 decembrie 2020. Faptul că astăzi ne-am adunat, ne-am strâns pentru a sărbători ziua de 1 decembrie, ziua noastră a românilor, arată faptul că încă suntem uniți și nimeni niciodată nu o să reușească să ne dezbine. Faptul că suntem români, să știți că este o demnitate.
De ce este o demnitate? Eu consider că este o demnitate pentru faptul că înaintașii noștri, cei care s-au jertfit și a cărui cruce se află acum în spatele nostru și pe care noi am ridicat-o, dumneavoastră ați ridicat-o și v-ați ostenit pentru a o ridica, ne arată faptul că vitejia, curajul lor, al eroilor care s-au jertfit pentru această țară și spunem acolo pentru demnitatea noastră, și noi la rândul nostru trebuie să fim demni și să ne fie ca modele cei care s-au jertfit pentru noi, ca noi astăzi să fim liberi și să fim români în adevăratul sens al cuvântului. Un lucru aș dori să vă mai punem așa la inimă. Marele nostru istoric Nicolae Iorga spunea așa: cine nu are memoria istoriei riscă să repete. Să nu repetăm istoria. Să mergem mai departe cu curaj, cu vitejie și cu bărbăție. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Noi vă urăm un sincer și călduros la mulți și binecuvântați ani. Doamne ajută să trăiți!